Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea Religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. În Italia, 1 milion de studenți spun nu religiei catolice. Liceele artistice sunt cele mai laice. Să nu minți este porunca divină care te ține la distanță de probleme. Oamenii însă caută metode noi și invenții noi pentru a detecta minciuna. Vă spunem ce au descoperit peste câteva momente și tot astăzi vă spunem despre o femeie din Marea Britanie arestată pentru că s-a rugat în tăcere în timp ce se plimba afară. Rămâneți cu noi, începem! În Italia, 1 milion de studenți spun nu religiei catolice. Liceile artistice parcă sunt cele mai laice. A urmărit acest subiect și vine cu detalii pastorul Benone Lupu din Italia. Bine ați revenit la Lumea Religioasă! Mă bucur de toată inima să vă regăsesc cu bine. Despre ce vorbim? În ce sens, iată, 1 milion de studenți au spus nu religiei catolice? Discuțiile cu privire la introducerea sau scoaterea religiei din școli au animat, aș putea să spun așa, întreaga Europa mai bine de 20 de ani. Nici România nu a avut excepție, ne aducem aminte de discuțiile de acum câțiva ani de zile în România și într-un stat laic, cred că este bine să fie așa. Problema nu este la discuții, nu este nici la introducerea sau scoaterea religiei, ci faptul că, după părerea mea, acestea se produc simultan în același loc și în același timp, ca să folosesc un joc de cuvinte. Un copil la ora 8, un elev intră la școală la prima oră, participă la ora de religie și se vorbește despre Dumnezeu, despre creațiune, despre intervenția miraculoasă a cerului, iar la ora successivă, la ora de științe naturale, vine un alt profesor și spune exact contrariu, vorbește despre Darwin, despre evoluție și despre maimuțe. Și lucrul acesta se petrece an de rândul și în mintea copiilor se construiește solid o mare confuzie. Iată, cred că aceasta este problema cea mai mare în momentul acesta a educației religioase, nereligioase în școli. Iată, după părerea mea. Cum s-a ajuns la 1 milion? De unde vine statistica aceasta? Ca să răspund la întrebare, trebuie să fac câteva referiri la raportul Ministerului Învățământului, Ministerul Educației în Italia, dar cred că este semnificativ și pentru alte țări din Europa. În Italia sunt 7 milioane de studenți, de elevi, din care 1 milion au spus nu. Raportul este de 14% care spun nu. Cineva ar putea spune, stăm bine, având în vedere că sunt și alte comunități religioase. Nu se stă bine. De ce? Pentru că, așa cum am văzut și în alte emisiuni, există o creștere constantă în timp a celor care refuză religia. În 2019, 2018-2019, statistica era 12%. În 2020-2021, 13,5% și iată că anul acesta am trecut la 14,07%. Deci este o creștere continuă și se estimează ca într-o generație să se ajungă deja la 30% de copii care să refuze religia. Deja 30% avem în Toscana, în Liguria, în Emilia-Romagna, deci sunt zone din Italia, Italia centrală, care o treime din studenți se refuză să participe. Lucrul acesta este evident și în Germania, în Franța și cred că și România nu e foarte departe în linia aceasta. Ce putem vedea în spatele acestui milion de refuzuri? 1 milion de copii nu sunt doar copii. Un număr are în spate oameni, persoane și mai ales familii, pentru că în spate sunt părinți și 1 milion de copii care refuză, sunt alte 2 milioane de părinți care acceptă. În Italia,
ca și în România, alegerea nu este făcută de către copii, ci de către părinți. Spun lucrul acesta pentru că îl cunosc foarte bine, pentru că și alt copii și am fost obligat să fac alegerea aceasta. Este o alegere obligatorie, deci nu ai posibilități, ori catolicism, ori nimic, și este anuală. Dacă un părinte nu semnează anual, copilul este automat trecut la religia catolică. Deci, un milion de copii înseamnă 3 milioane de persoane. Care este impactul deciziei studenților pentru cultura italiană? Cred că problema este, așa cum anticipam în câteva minute prima, faptul că se creează în mintea copiilor confuzie și copiii aceștia mai târziu studenți fiind, nu mai aleg nimic. Iată de ce nu ateismul este noua provocare, ci nihilismul. Faptul că ei nu mai vor nimic, nici ateism, nici creștinism. O altă problemă cred că este faptul că nu există alternativă. În școli, ca și în societate, sunt copii musulmani, sunt budiști, și au numere importante comunitățile acestea, sunt evrei, sunt protestanți, iar o comunitate puternică, nu există alternativă, nu există o posibilitate de educație și pentru astfel de comunități. Nu există decât catolicism sau nimic. Și e normal că în condițiile acestea ei să aleagă nimica, nu? Refuzul. Mulțumesc! În curând vom vedea, așa ce cum se întâmplă în Nordul Europei, vom vedea și în Italia și probabil și în biserică și în România, că tot mai mulți copii nu mai sunt atrași de biserică și de religii. Mulțumesc mult pentru corespondența de astăzi. Ne vedem și în alte emisiuni. Vă reamintesc că aici, în studio alături de mine, se află pastorul Valeriu Petrescu. Ce părere aveți, cum comentați? Cum ați citit această știre? Ca o normalitate. O lege extrem de restrictivă, ori catolicism, ori nimica, nu putea să ducă decât la rezultate de felul acesta, pentru că n-ai opțiuni. În România, în ciuda faptului că religia se predă în școală confesional, ceea ce n-ar trebui să fie, spun lucrul acesta pentru a fi limpede, există alternativă. Adică părinții aleg ce soi de religie să învețe copiilor în școală. Și există această alegere. În Italia nu, și atunci milionul ăsta pot să consider că sunt familii de alte religii care spun nu pentru că nu vor religie catolică. Amestecul cu religie în școală este o mare pagubă, după părerea mea, pentru că școala n-ar trebui să facă lucrul acesta. Școala, fiind o instituție a statului, ar trebui să-și vadă de aspectele educative, științifice, literare, artistice, etc., și să lase pe seama familiei și a bisericii educația religioasă. Se pierde ceva, se câștigă ceva pentru asemenea poziționare? Păi se pierde pentru că se radicalizează populația, se pierde pentru că dacă e obligatoriu, nu e alegerea mea și atunci mai degrabă sunt împotrivă decât pentru. Se pierde pentru că se produc... Copiii sunt la vârste la care ei nu judecă mult. Imaginați-vă că trei sferturi din clasă merge la o oră, ceilalți nu. Cam ce discuții sunt în pauze, cum sunt priviți unii și alții, cam ce invective și aruncă unii altora și așa mai departe. E păgubos. Mulțumesc că sunteți aici. Mergem mai departe. Să nu minți este porunca divină care te ține la distanță de probleme. Oamenii însă caută metode noi și invenții noi pentru a detecta minciuna. Vă spune mai multe pastorul Ovidiu Băluță. Din timpuri antice, oamenii au detestat minciuna și au căutat metode să o identifice. Mai târziu, la începutul secolului al XX-lea, s-au inventat primele mașini de detectare a minciunilor sau poligrafe. Cel mai cunoscut dintre acestea este poligraful analog, care are de obicei 3 sau 4 ace pline de cerneală, care fac semne pe o foaie de hârtie. Suspectul are senzori atașați la degete, brațe și corp, iar aparatul măsoară apoi frecvența respirației, pulsul, tensiunea arterială și transpirația, în timp ce răspunde la o serie de întrebări. Dar această tehnologie este pusă din ce în ce mai mult sub semnul întrebării, acuratețea dispozitivului fiind insuficientă, dar mai ales sunt semnale că acest aparat poate fi el însuși mințit. Așa că oamenii caută metode noi și invenții noi pentru a detecta minciuna. De exemplu, Universitatea Erasmus din Rotterdam, Olanda, acolo este doctorul Sebastian Speer și echipa sa, care folosesc un aparat RMN pentru a detecta dacă cineva minte sau înșală.
Ei fac acest lucru urmărind modificările de culoare în scanările creierului ca răspuns la întrebări. În esență, vedem diferite zone ale creierului care sunt mai puternic activate. Se luminează pe scanări atunci când cineva decide să înșele sau să fie sincer, spune doctorul Spear. Un alt sistem de detectare a minciunilor de înaltă tehnologie deja utilizat este iDetect de la firma Conversus din Utah. Aceasta se concentrează pe mișcările involuntare ale ochilor pentru a detecta minciunile. Subiectul este rugat să răspundă la un număr de întrebări adevărate sau false și să răspundă cu da și cu nu. În timp ce fac acest lucru, software-ul de urmărire a ochilor urmărește și studiază răspunsurile acestora. Rezultatul este între 86 și 88% precis. Recent, BBC a prezentat încercările profesorului Hanein și ale colegului său, profesorul Dino Levy. Aceștia conduc o echipă de la Universitatea din Israel, din Tel Aviv, care a dezvoltat o nouă metodă de detectare a minciunilor. Ei spun că au identificat două tipuri de mincinoși. Cei care își mișcă involuntar sprâncenele atunci când spun o minciună și cei care nu pot controla o mișcare foarte ușoară a buzelor, acolo unde buzele se întâlnesc cu obrajii. Software-ul și algoritmul lor pot detecta acum un procent ridicat din minciuni și intenționează să le îmbunătățească pe măsură ce se dezvoltă sistemul. Când încerci să ascunzi o minciună, unul dintre lucrurile pe care încerci să le eviți este orice fel de reacție a corpului, dar este foarte, foarte greu pentru tine să ascunzi o minciună cu această tehnologie, a spus profesorul Levy. Cu o minciună a început istoria tristă a Pământului, iar diavolul însuși este numit tatăl minciunii. Ce ne facem că astăzi trăim din plin era dezinformării, a minciunilor transmise pe toate canalele? Minciuna a bătut toate recordurile. Am ajuns să inventăm detectoare tot mai sofisticate, că altfel nu se mai poate. O societate sufocată de minciună se va prăbuși. Ne trebuie detectoare. Vrem detectoare de minciuni. În lume, dar mai ales în lumea religioasă, singurul detector de minciuni este Sfânta Scriptură. Invitat în studio aici alături de mine pentru a comenta subiectul acestei ediții este pastorul Valeriu Petrescu. Să nu minți porunca divină care te ține la distanță de probleme. Oare de ce mai avem nevoie de detectoare? Vedeți ce tehnologie bine pusă la punct, anii trec și fiecare mai inventează câte ceva. Cred că era mai bună tehnologie inventată de povești, aia cu crescutul nasului și așa mai departe. Cum avem noi acum pe ecran, da. O imagine. Bun, poligrafele și toate metodele astea sunt folosite mai degrabă în justiție, acolo unde este vorba de mărturie și de martori. Acolo e necesar să se discernă. Chestiunea morală a minciunii este o chestiune care privește întreaga omenire. Da? Istoria tristă a omenirii, adică istoria păcatului, a început cu o minciună fundamentală pe care Satanul a livrat-o Evei, hotărât că nu veți muri. Și de aici a pornit totul. Lupta între adevăr și minciună este istorie, însă și istoria umanității. De ce Dumnezeu este interesat prin legea sa chiar să știm că nu trebuie să mințim? Pentru că în afara adevărului nu este siguranță. Pentru că în afara adevărului sunt riscuri enorme. Pentru că, așa cum zice Scriptura, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va elibera. Nu există libertate în afara minciunii. Minciuna este un soi de cămașă de forță care te obligă la tot fel de disimulări, la tot fel de comportamente care îți sunt ție însuți păguboase și societății de asemenea. Minciuna strică relația cu Dumnezeu, minciuna strică relația cu tine însuți, vezi tot fel de operații estetice și alte prostii care costă o mulțime de bani și te minți că ești altfel de cum ești în realitate, trec 3 ani și arăți mai rău decât ai arătat
Înainte, minciuna strică relațiile interumane. De-aia, adevărul este singura soluție. Toate chestiunile astea de a detecta minciunile sunt o încercare, mă rog, care are rostul ei de a face cât de cât diferența între adevăr și minciună. Pentru că ne raportăm la legea lui Dumnezeu, însă omul poate fi abil, nu minte, dar nu spune tot adevărul. Da, astea sunt chestiuni care țin de subtilități drăcești. Adevărul este unul singur, spunea Mântuitorul. Eu sunt calea, adevărul și viața. Și în afară de asta e minciună, indiferent sub ce formă se prezintă. Și minciuna e un păcat atunci când... Da, minciuna este păcat pentru că, așa cum spuneam, strică relațiile cu Dumnezeu, cu tine însuși și cu semene. Adică îți face viața imposibilă în ultimă instanță. Mergem mai departe. O femeie din Marea Britanie, arestată pentru că s-a rugat în tăcere în timp ce se plimba afară. Ei bine, vom vedea ce se va întâmpla cu ea mai departe. Are mai multe detalii pastorul Claudiu Țepuș. O bunică a fost arestată în Marea Britanie pentru că se ruga în tăcere în timp ce se plimba în apropierea unei clinici de avorturi, încă așteaptă procesul la un an de la momentul arestului. Potrivit ONG-ului care apără drepturile creștinilor din justiție, Alliance Defending Freedom UK, Rosa Lalor a ieșit din locuința ei din Liverpool pentru a se bucura de o plimbare în aer liber. În acea zi, ea a trecut și pe lângă clinica de avorturi și s-a rugat în tăcere. Lalor purta o mască pe față și păstra distanța față de ceilalți. Un ofițer de poliție a oprit-o pe femeia de 76 de ani și a întrebat-o de ce se află în aer liber. Când aceasta a spus că se plimba și se ruga, ofițerul i-a spus că nu avea o scuză rezonabilă pentru a fi afară și a acuzat-o că protestează. Nu m-am gândit niciodată că într-o țară democratică precum Marea Britanie voi fi arestată pentru o simplă și solitară plimbare de rugăciune. Când mă plimbam în aer liber, mă rugam în intimitatea propriei mele minți. Ce fel de societate mai suntem noi când oamenii pot fi arestați doar pentru că și-au manifestat pașnic credința în mod public, spune aceasta. La momentul arestării, ea a fost urcată într-o mașină de poliție și acuzată și amendată cu 200 de lire sterline în cadrul măsurilor temporare privind coronavirusul, relatează ADF UK. Întotdeauna am respectat legea și nu am dorit niciodată să fiu implicată într-o acțiune în justiție. Dar după ce am fost amendată pur și simplu pentru că nu m-am rugat în timp ce mă plimbam, știu că aceasta este o provocare importantă de dus mai departe. Cu sprijinul ADF UK, iau atitudine pentru a proteja libertățile fundamentale pentru toți oamenii. Lalor a pledat nevinovată la acuzație, însă cazul ei nu a fost încă audiat din cauza întârzierilor de la tribunal. Jeremiah, consilierul juridic pentru cazul lui Lalor, a declarat: pentru a-ți exprima credința într-un spațiu public, inclusiv rugăciunea în tăcere, este un drept fundamental protejat atât de dreptul intern cât și de cel internațional. El a adăugat, fie că este vorba de reglementările privind COVID sau de orice altă lege, este de datoria poliției să susțină mai degrabă decât să erodeze drepturile și libertățile femeilor precum Rosa. Astfel de arestări supun persoanele care altfel respectă legea la proceduri penale obositoare și de durată, ceea ce duce la un efect de deteriorare a libertăților de exprimare și religioase. Tu ai curajul să-ți exprimi credința în locurile publice? De pildă, te rogi când iei masa la restaurant? În studio aici la Lumea Religioasă comentează pastorul Valeriu Petrescu, este și licențiat în drept.
Iată un subiect pe care îl putem analiza din multe unghiuri, și cel pastoral, dar și cel juridic. Cu ce preferați să începem? Cu zona juridică, cu probabil. Aspectul jurnalistic. Jurnalistic. Adică titlul ăsta este un titlu provocator. Femeie din Marea Britanie arestată pentru vina de a se fi rugat în tăcere. Acum, ea n-a fost arestată fiindcă se ruga, la drept vorbind. A fost arestată pentru că ofițerul ăla de poliție, obtuz, a considerat că argumentul pe care ea l-a adus ca motivație pentru faptul că se afla în afara locuinței în timpul pandemiei nu este valid. Adică are voie să facă mișcare fizică, dar n-are voie să se roage în tăcere. De ale poliției, da, și de ale absurdităților. Evident că jurnaliștii folosesc ocazia ca să facă din țânțară armăsar. Pe de altă parte, din punct de vedere juridic, faptul că a fost amendată este un abuz, evident. Acum nu mi-este clar. A fost amendată pentru că a ieșit nejustificat în timpul lockdown-ului din pandemie sau a fost arestată pentru că s-a presupus că protestează împotriva avortului, că altfel nu văd de ce se pomenește de faptul că era pe lângă o clinică care făcea avorturi. Iar de ale la jurnalismului. La vârsta doamnei mă îndoiesc că era nota aceasta de activism. Bun. Însă, dincolo de aspectele astea pe care le-am menționat, chestiunea de esență este importantă. Adică orice limitare adusă libertății religioase și de manifestare a religiei, inclusiv în spații publice, este condamnabilă. Și asta se încearcă să se obține în justiție, o decizie care să anuleze amenda și, mă rog, toată procedura și să spună din nou clar că ai dreptul acesta, chiar și în pandemie. Poți să te rogi pe Poți stradă. Să te rogi. Bun. Pandemia a adus foarte multe chestiuni de ordin practic de genul acesta în atenția publică, pentru că s-au încercat și s-au și făcut abuzuri împotriva libertății religioase. Nu doar în locuri publice. Ne aducem aminte, cel puțin în România, dar nu numai, de abuzuri care s-au făcut cu privire la participarea la slujbele religioase și alte chestiuni aferente, cum era povestea cu spovedania în Biserica Ortodoxă și altele de genul acesta. Când se întâmplă lucruri de felul acesta, chiar dacă uneori par ridicole sau ciudate, atenția trebuie să rămână trează, pentru că din obtuzitatea unuia, din excesul de zel a altuia, dintr-o formulare excesivă a legii și așa mai departe, se poate ajunge mult mai departe și dacă a mers odată, să se considere că, domne, cu libertatea asta religioasă e prea liberă. Trebuie cumva să fie îngrădită. Aici este chestiunea de esență. Rugăciunea pe stradă, să zicem că este un act mult mai intim, mai greu de observat. Mai ales cu masca pe față. Mai ales cu masca pe față. Da. Însă pastorul Claudiu Țepușă își încheia rubrica întrebându-ne ce am face, de exemplu, la un restaurant. Sunt creștin care și atunci când merg la restaurant obișnuiesc delicat, discret, să-și plece privirea și să facă o rugăciune de mulțumire asupra micului dejun, a hranei pe care o au în farfurie. Ce părere aveți? Chestiunea pe care a ridicat-o pastorul Claudiu Țepuș este alta. Nu e cea privind libertatea religioasă, că nu te oprește nimeni să te rogi. E atitudinea ta față de statutul tău de om al bisericii, de credincios, care are niște obiceiuri practice, inclusiv rugăciunea la masă, nu numai. Chestiunea asta e decizia fiecăruia, cum se comportă. Nu-l oprește nimeni să facă asta. Eu n-am văzut pe cineva într-un restaurant rugându-se să vină chelnerul sau șeful de sală să zică n-ai voie. Asta e absurd. Îngrijorătoare sunt de fapt ambele atitudini. Și excesele în limitarea libertății religioase și disimularea apartenenței religioase a celor care și-o asumă sau nu și-o asumă. Pentru că aici este problema. Ești sau nu ești? Te comporți așa cum spui că ești sau nu te comporți? Aici e decizia fiecăruia. Sigur, biserica ar trebui să-și facă treaba și să-și educe enoriașii
în asumarea plenară a identităților, iar societatea, mă rog, statul și toate organismele aferente ar trebui să-și facă treaba lor și să protejeze libertatea religioasă. Haideți să ne uităm un pic pe subiectele de astăzi, despre ce am vorbit de fapt în lumea religioasă. Am avut trei subiecte, fiecare ne-a expus diferit și ne-a adus informații diferite. Prima a fost din Italia, cu milionul de copii care spun nu religiei catolice. Da, acolo este unul dintre rezultatele excesului de a impune o anumită religie. Și în felul acesta, implicit de a limita dreptul altor credincioși de altă confesiune de a-și exercita dreptul, dacă tot e vorba. Normal n-ar trebui să facă religie confesională în școală, ar trebui să facă educație morală, istoria religiilor, asta da, de ce nu, dar nu religie confesională. Pentru că se ajunge la astfel de situații. Și faptul că un milion de elevi refuză să participe la orele de religie catolică este un rezultat al acestei situații. Și în România situația nu e mult mai roză, în ciuda faptului că există posibilitatea opțiunii pentru o religie de o culoare sau de alta. La fel spun, școala ar trebui să-și vadă de ale ei și biserica de ale ei. Chestiunea cu minciuna e o chestiune de opțiune personală, dar este și o chestiune socială. Pentru că dacă societatea tolerează tot felul de abateri de la adevărul pur, și nu doar că tolerează, ci le promovează. Hai să ne uităm la toate producțiile video care circulă peste tot, acolo nu adevărul este promovat și nu atitudinile rectilinii. Astea nu sunt personaje simpatice. Sunt imediat clasate ca fiind exagerate, vetuste și așa mai departe. Atunci este uneori dificil pentru un om credincios să-și respecte principiul acesta. Da, al vostru să fie da și nu al vostru să fie nu, că așa zice Biblia. Restul cu aparatele de detecta minciunile și așa mai departe, astea sunt paliative și ok, o să ajungă la proporții de 87-92, habar n-am, aia nu înseamnă că poți afla adevărul, pentru că sunt răufăcători antrenați care păcălesc cu mare succes toate poligrafele de pe lumea asta. Iar chestiunea asta din Marea Britanie, asta mi se pare într-adevăr o problemă fundamentală, pentru că, așa cum spuneam, privește dreptul care trebuie apărat și protejat la libertate religioasă și mai ales nu dreptul de conștiință, ci dreptul de manifestare a credinței religioase. Iar lumea religioasă a arătat cum azi? Ciudată, bizară, complicată și tot mai mult, cum să spun, implicat într-un melanj de ăsta social, asta nici nu se poate altfel, dar și politic. Și asta este păgubos. Mulțumesc pentru că ați fost astăzi aici, vă aștept și cu altă ocazie. Aici se încheie lumea religioasă. Vă mulțumesc că ne urmăriți. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă doresc numai bine.